Daniel Zamfir intră la rupere după decizia PNL, nu o să mai fie nevoie să fiu exclus din partid, o să plec eu. Atacuri în rafal la adresa lui Orban. Senatorul Daniel Zamfir spune într-un interviu ar fi ce în spatele propunerii de excludere a sa din PNL este lobby-ul bancar sublinierei alifnurilor, care l-au sucit pe presubliniere din teleformaciunii, Ludovic Orban. Daniel Zamfir acuz PNLC, de când este condus de Ludovic Orban, închide ochii la abuzuri. Biroul executiv al PNL a propus excluderea lui Daniel Zamfir din partid, între altele pentru o presupusă apropiere de PSD, care i-a susținut proiectele de legi în Parlament. Decizia trebuie confirmată de Consiliul Național. Aceste proiecte au fost inițial acceptate de domnul Orban, după care cineva sau ceva l-a sucit pe domnul Orban, subliniere i-a decis că aceste proiecte nu mai trebuie susținute de PNL, justificarea fiind ce bencile, subliniere ifnurile practic sunt electoratul de dreapta, iar aceste legi dăunează electoratului de dreapta. Mie nu îmi place tipul ăsta de politic, politica asta în subliniere e, adică nu sunt în Parlament, acolo se fac legi doar care se servească electoratului meu, adică se fac legi în momentul ăsta care servesc sistemului bancar subliniere ifnurilor, a declarat Daniel Zamfir, potrivit newsro. În lecturi cu ceea ce l-a sucit pe Ludovic Orban, senatorul susține, nu e nici o noutate, sublinierei nu e prima dată când lobby-ul bancar sublinierei alifnurilor a acționat, acționează sublinierei acum, prin diverse mijloace. Iată, secretarul general al PNL este un posesor de ifn. Publica e, subliniere IT, ceea ce e un lucru extrem de nepotrivit, ca secretarul general al partidului, care este proprietarul unui IFN, să iasă public, să conteste această lege. Domnul Robert Sighiartu, secretarul general al partidului, este proprietar de IFN. Zamfir spune ce nu a mai vorbit cu Ludovic Orban din vara anului 2017, n-a dorit niciodată acest dialog cu mine. Ultima discuție pe care am avut-o cu domnul Ludovic Orban a fost în vara anului trecut, când i-am prezentat proiectele de legi. Pe 5 iulie, i-am sublinierei trimis pe e-mail, le-a studiat sublinierei la sfârșit sublinierei-tul anului, adică după sublinierea se luni de zile, aie, sublinierea IT public se spun ce mă de afară din partid, dacă continui cu aceste proiecte. De atunci, nu mi-a răspuns la telefon, nici la mesaje. Daniel Zamfir acuz PNLC, de când este condus de Ludovic Orban, închide ochii la abuzuri, îmi doresc să se ajung la acest Consiliu Național, pentru ce, dincolo de excluderea mea, cred ce un lucru este mult mai important, care este poziția PNL vis-a-vis de abuzuri. Am văzut ce, de când este Ludovic Orban presubliniere dinte, PNL închide ochii la abuzuri. Abuzuri de toate felurile, plecând de la abuzurile procurorilor subliniere iat, aici, abuzurile concrete pe care le fac cei din sistemul bancar subliniere ifnurile.
senatorul ia în calcul o demisie din PNL, înaintea confirmării propunerii de excludere a sa din partid, când cresc foarte bine în momentul ăsta. Nu vreau să mirosesc energiile, să lupt cu colegii mei de partid. Poate ce această decizie nici n-ajunge să fie luată, pentru ce, dacă eu constat ce PNL îmbrăci subliniere azi politica lui Ludovic Orban de a închide ochii la abuzuri, nu o să mai fie nevoie să fiu exclus din partid, o să plec eu. N-am să mă regăsesc niciodată într-un partid care închide ochii la abuzuri.